Ministerul Agriculturii se declară dezamăgit de modul în care este administrat Colegiul de Medicină Veterinară din satul Brătușeni, raionul Edineț. După o vizită inopinată acolo, Ministrul Agriculturii Ion Perșu i-a cerut explicații directorului. Ministrul este nemulțumit că acesta a dat în arendă la un preț de nimic un teren de 1700 de hectare unei întreprinderi. De asemenea, conducerea instituției este acuzată de gestionarea proastă a fermei de pe teritoriul colegiului. Problema e că managerul instituției a plecat subit în concediu. În cadrul vizitei inopinate, ministrul agriculturii Ion Perjo a vizitat blocul de studii, a mers să vadă căminele și ferma de animale. Demnitarul a rămas dezamăgit de modul în care sunt gestionate resursele instituției. Ministrul a declarat că o gestionare eficientă a fermei și pământurilor colegiului ar aduce profituri considerabile. În prezent, studenții sunt nevoiți să meargă pentru ore practice la clinici veterinare din regiune, deși au o fermă cu 18 vaci și 20 de porci pe teritoriul instituției. Nici nu pot să-i spun că e fermă, este practic un depozit care a rămas de prin anii 70 și le întrețin în niște condiții mizerabile. Din acele teritorii, 1600 de hectare se poate de obține mijloace financiare foarte, foarte bune. Se face prea puțin. Jumătate din ele sunt date în arendă, încă o să vedem în ce condiții sunt date, ce se face cu aceste mijloace financiare care sunt luate din arendă și care este procesul de producție chiar și al colegiului. Profesorii și studenții spun că vor o fermă modernă și laboratoare dotate corespunzător. Este o șozicală că practica bate gramatica. Adică și mai ales când noi pregătim felcere veterinari, avem nevoie și de o fermă, care de acum sunt ani de zile că merge vorba că se deschide o fermă de lapte marfă, unde elevii inclusiv vor participa la toate manipulările. Suntem de acum în secolul 21, fără utilaj nou, e clar că nu putem să efectuăm toate manipulările. Eu sunt mulțumit de calitatea studiilor făcute în acest colegiu, însă niciodată nu poate fi prea mult. Mai mult aparatar sau ceva de genul întotdeauna este binevenit. Administrația Colegiului Agrar din Brătușeni, raionul Edineț, susține că instituția are nevoie și de o reparație capitală, etajul al treilea al blocului de studiu fiind într-o stare deplorabilă. Etajul 3 este conservat deja de mai mult de 15 ani de zile și nu se folosește, fiindcă, vedeți, necesită investiții capitale. În 2000 am intrat deja cu blocurile închise, cu fermele distruse, banii trebuie mulți. Atât pentru renovarea etajului 3 a blocului 2. Ați văzut că fațada, cu părere de rău, dorește mai multe. Totuși, în ultimii ani, din puținii bani donați, s-a reușit modernizarea câtorva săli de clasă și două laboratoare pentru studenții specializați în tehnologie alimentară. Acum este foarte bine, sunt diferite aparate cu ajutorul cărora putem determina diferite, de exemplu, calitatea laptelui sau calitatea produselor, adică a salamurilor. Înainte nu știm, nu, posibil era mai rău. Este ușor deoarece ceea ce învățăm teoretic facem și practic și vedem cu ochii noștri. Teoria este una, însă în practică cu totul altfel. În prezent, la Colegiul de Medicină Veterinară din Brătușeni își fac studiile doar 425 de studenți, capacitatea instituției fiind de 800 de discipoli.